Pietroiul cel Mintos. O poveste de Stephen Sander. Nu e om cu scaunul la cap ce să nu fie ascultat poveștile dinspre soare răsare, în care fel de fel de covoare fermecate. Au putința de a zbura precum păsările, ducând pe ori și cine, ori unde este voia. Să nu fie auzi de papucii cei vrăjiți care îi face pe cei cei îi încalță mai iuți ca vântul și ca gândul, sau despre cozile de mătură călărite de vrăjitoare cele rele, ce pot ajunge într-o clipită în orice colț al lumii despre un pietroi care să poată alerga mai iute decât o căprioară și chiar să zboare precum un vultur, sunt un credințat, însă că n-a auzit nimeni până acum. Cu toate astea, pe timpuri, într-un colț uitat de lume, în care nu viețuia decât o mână de oameni, s-a făcut ca dintr-un munte nu prea înalt, să se desprindă un pietroi mititel și frumușel ce nu s-a oprit a se rostogoli decât în vatra așezării. Micuțul arăta a fi de cleștar și a avea chip tăiat în muchii de parcă ar fi fost croit de spadă fermecată de lumină. La început, oamenii au crezut că o luase la vale ca orice piatră și de asta ajunsese atât de departe, dar nu mică le-a fost mirarea când au băgat de seamă că în fiece dimineață pietroiul cu pricina se găsea în altă parte. Se ține careva de șotii și îl mută dintr-o parte într-alta, și-au zis ei. Într-o dimineață însă, un băiețel ce plecase de acasă cu noaptea în cap la cules de fragi, a văzut pietroiul sărind de colo până colo, părând a se juca de unul singur. Hei!" a strigat el, fără să se minuneze prea mult. N-ai vrea să ne jucăm împreună?" Ba da vreau, numai să nu spui nimănui." Dar de ce ți-e teamă?" a vrut băiețelul să știe. Nu mie să nu fiu sfărâmat când se va afla că nu sunt asemeni celorlalte pietroaie." Haide, n-ai grijă, că eu nu o să zic la nimeni." și au plecat cei doi, băiețelul întinzând pasul, iar pietruiul țopăind vesel în urma sa, până ce au ajuns la poienița cu fragi. Ea spune, a întrebat băiețelul, cum se face că poți grăi și merge pe când celelalte pietre sunt mute și nemișcate? Apoi e o poveste lungă. Până umplu eu coșulețul cu fragi, e vreme să mi-o spui. Pietroiul s-a codit un timp, dar nevrând să-l supere pe băiat, i-a spus de, de a fi apăr ce și cum. Pasămite, la începutul lumii, Dumnezeu în înzestrase, numai el știe de ce, cu ceva minte, dar neputându-se înțelege nici cu surorile sale, stâncile și nici cu celelalte pietre, nu și-a mai dorit altceva decât să plece în lumea largă pentru a da de făcturi care să-l priceapă. Neavând însă cum să se desprindă de muntele tată, a fost nevoit să aștepte multă vreme până ce ploile și vântul l-au descătușat de îmbrățișarea tăcerii și necunoașterii. Cum d-am scăpat, a mai spus pietroiul, am venit întins în așezarea voastră pe care o știu încă de pe când s-a pus temelia primei colibe. Dar ce te-a făcut să crezi că noi oamenii om avea minte? He hei, hei, cei ce știu să-și meșterească cele de tribuință nu pot să n-aibă judecată. Apoi mai sunt și alte ființe pricepute pe lume să știi. Nu spun că n-ar fi istețe, dar nu-s nici pe departe ca voi, oamenii. Vrei să afli ceva anume de la noi? a mai întrebat băiatul. Păi cum altcumva? Înseamnă că n-ai ales pe cine trebuie pietroiule. Eu nu prea am ce să te învăț, că nici eu nu știu prea multe. Lasă, că de vrei să fim prieteni, vom învăța împreună. Eu aș vrea, numai că nu știu unde să te ascund de ochii lumii. Bagă-mă în și ia-mă cu tine oriunde vei merge, că nu ți prea mare și nici prea greu. Și va trebui să te port în sân toată viața? A întrebat băiatul râzând. Nu o să-ți pară rău că te voi ajuta la nevoie cu ce am să pot. Băiatul s-a veselit, gândindu-se la ce ar zice ceilalți dacă ar afla, dar cum îi plăcea pietroiul, s-a învoit să facă ceea ce îi ceruse, fără prea multă vorbă. Așa s-a făcut că, atunci când s-a dus să se școlească, băiatul a luat pietroiul cu el. Corăbier fiind o vreme și colindând lumea în lung și în lat, Iarăși l-a luat cu el, ducându-l de colo prin acolo prin nenumărate împărății, ba încă nici după ce s-a însurat și s-a așezat la casa lui, nu s-a îndurat să se despartă de pietroiul cu pricina, mai ales că acesta îl povățuise de multe ori de bine. Doar noaptea, când se culca, îl scotea din sân și îl așeza cu grijă pe policioarea de la capătul patului. Într-una din dimineți, pe când mai lenevea, neîndurându-se a ieșit din așternut, nevastă sa a dat cu ochii de, troiul, de pietroiul de pe policioară și l-a întrebat nedumerită. ce cu pietroiul ăsta, bărbate?" Ia, ce să fie, îl port asupra de pe când eram copil, pentru că îmi poartă noroc." Ai dat în mintea copiilor, de ce crezi una ca asta? Aruncă-l până nu află și alții că te faci de râsul lumii." Vezi de treburile tale, femeie, S-a burzuluit el și a băgat pietroiul în sân, fără a mai spune altceva. Măi, să fie!" și-a spus muiera. dacă e vreo piatră fermecată, altfel de ce-ar umbla cu ea în sân ca un zălud? Iar de nu-i așa, musai trebuie să-l scape bărbatul meu de -o asemenea rușine." S-a pus ea la pândă și, într-o noapte, pe când omul dormea dus, a luat pietroiul de pe policioară și a ieșit cu el în ogradă. Acolo a îngânat un descântec, a spus și o rugăciune, dar pietroiul nici n-a clintit de unde îl pusese. Vai de tine!" a zis ea dezamăgită și l-a aruncat taman pe malul râului ce trecea prin spatele ogrăzii. Dimineața însă, când a deschis ochii, nu mică i-a fost uimirea zărind pietroiul la locul lui pe policioară. Femeia a înghițit în sec și n-a zis nimic, crezând că bărbatul său o văzuse cumva și adusese Pietroiul înapoi, dar în noaptea ce a urmat l-a luat și l-a aruncat taman la marginea satului. În zori însă Pietroiul era la locul său. Ei, asta e prea de tot, și a spus femeia furioasă, în a treia noapte, pe când somnul era mai dulce, a luat Pietroiul și încălecând pe cel mai iute armăsar pe care l-avea, l-a dus taman la marginea codrului. Să te văd cum te mai aduce nebunul de bărbată-miu înapoi!" a zis ea, bucuroasă, nevoie mare. Întorcându-se acasă, și-a găsit bărbatul dormind buștean, dar a doua zi, când se da soarele, pe pietroiul era iarăși pe policioară. Femeia n-a zis nimic, convinsă fiind că nu poate fi vorba decât de o minune, dar și-a pus în gând să-l descoase pe bărbat său și să afle care este adevărul, chit că nu mai avea zile bune cu el. Zis și făcut. Când s-a trezit și și-a pus pietroiul în sân, l-a și luat la rost. Bărbate, a zis ea pusă pe arțag. De ce nu-mi spui ce cu pietroiul? Nu o să mai mănânci ciorbă caldă cu mine dacă nu-mi spui. Ce ți-a venit, femeie? Că parcă ți-am zis să-mi dai pace. Dacă nu-mi povestești care-i taina, află că te las cu plus cu tot și mă duc în lumea largă. Când o să mă întorc de la cosita, am să-ți spun, a zis el văzând că nu poate scăpa de gura femeii. Așa să faci că altfel zic la toți cine miești. Omul a ieșit bieftul oftând din ogradă, neștiind ce să facă, însă, când s-a îndepărtat binișor de casă, pietroiul i-a zis. Să nu fi supărat că ne vom despărți, dar femeia ta nu trebuie să afle taina de nu vrei să ajung ca oricare altă piatră. Dar cum să se întâmple una ca asta? Nu ți-am zis până acum, însă dacă e să mai fiu în afară de tine, nu trebuie să mai afle nimeni că sunt deosebit. Mai bine îmi las nevasta dacă să mă despar de tine, a spus omul supărat. Nici asta cum nu e cu putință, căci de va avea care careva de suferit din pricina mea, iar îmi pierd puterile. Păi atunci sfătuiește-mă ce și cum să fac, altă cale nu-i decât să mă arunci unde-i vedea cu ochii și să nu te mai gândești nici când la mine, că de nu voi fi nevoi să mă întorc. Dar asta nu se poate! de vrei binele, rogute, fă ce ți-am zis, omule! Am să-ți dau ascultare ca întotdeauna, prietene, a spus într-un târziu omul cu lacrimi în ochi. Spune-mi numai unde să te las. Oriunde, Că mie, mie tot una, am aflat atât de la voi oamenii, încât o să-mi ajungă pentru multă vreme. După aia, cum o vrea Dumnezeu? Atunci rămâi cu bine, a mai zis bărbatul, așezând cu grijă pietroiul la marginea pârâului. Rămâi cu bine, omule drag, și-ți mulțumesc pentru prietenia ce mi-ai arătat-o, Bărbatul s-a întors la casa lui și, după cum promisese, a făcut tot ce a stat în putință să-l uite, dar despre pietroiul cel mititel și frumușel, povestea nu mai pomenește nimic. Dacă nu l-o fi măcinat ploile și vântul, poate că și acum mai cugete la pierduta lumea oamenilor pe care o îndrăgise atât de mult. Așa că, de veți găsi cumva, chit că nu o să vă vorbească, Curățați-l de țărâna vremii și așezați-l pe policioara de la capătul patului, că n-ar fi de mirare să vă depene atunci când dormiți povești pe care nimeni nu le mai știe. Abia aștept următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul este posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!